inspector de muncă care vine, îți are dorința de a cunoaște, de a persevera, de a crește. Apoi se dezvoltă comunicarea, respectarea și îndeplinirea sarcinilor, autocontrolul care trebuie să-l aibă, să facă față tensiunilor care apar în urma lucrurilor care îl îndeplinește. Inspectorul de muncă mereu trebuie să țină mâna pe puls, să fie la timp în cunoștință cu schimbările care se fac în legislația muncii, să facă față la cetățenii care vin după consultații pentru a depune o plângere, o petiție, o sesizare. Pentru a crește profesional, eu am studiat mult, am urmărit colegii cu experiență, am pus întrebări, mi-am arătat valoarea și, desigur, în ultimul rând, am respectat regulamentul și programul instituției. În primul rând, că facem parte dintr-o echipă tânără, avem posibilitatea de a face instruiri atât în țară, cât și în străinătate. Putem merge în teritoriu, să cunoaștem oameni, personalități, să consultăm, să-i îndrumăm și să primim satisfacții din serviciul care îl facem. Muncind la stat, desigur ne bucurăm de salariul care este achitat la timp, asigurările în sănătate sociale garantate și care ne dă liniștea și siguranța ca noi să ne putem accentua și concentra pe activitatea de zi cu zi. Desigur, munca noastră este esențială în protejarea și siguranța lucrătorilor, atât eu cât și colegii noștri inspectori, cu integritate, cu cunoștințele noastre, urmărind aplicarea corectă a legislației, în raport atât cu angajatorii cât și cu angajații, ajutăm la creșterea și prosperarea atât economic cât și social al statului nostru. Superputerea mea ca angajat al Inspectoratului Muncii constă în faptul că am învățat să ascult fiecare cetățean care vine cu problema lui și cu dreptatea lui, ca noi sau eu să aplic corect legislația muncii în raport cu fiecare și să fac dreptate conform legislației. Dacă ești în căutarea unui job și vrei să crești atât profesional cât să capiți și experiență, te invit să te angajezi în echipa Inspectoratului Statului Muncii. Vrei să faci tu o schimbare? Intră aici! Activează-ți superputerea! Superputerea ta poate fi combaterea muncii ilegale. Devino inspector de muncă!